Hei, salut, dar la mergi la 0 la un episod, băieți. Da, poate vă întrebați de ce am tema asta ciudată pe Windows. Băi, super mega, uite și fontul ăsta cât de șmecherim. Uite, și aici, de fapt, aici asta nu e nimic diferit. Nu știu așa, fontul ăsta, uite cum scrie aici, uite sau cum scrie aici. Așa e mai șmecher fontul și mi-a schimbat pe tema asta. Nu, asta e important. E mai important că mă scuzați că am făcut o mică pauză să mă pe al doilea. Așa. Mă scuzați că am făcut o mică pauză cu seria de sub, dar chiar n-am mai avut timp să mă joc joc. Adică am 18 ore în luna asta. Trebuie să mai joc 2 ore, că mă dă afară din facțiune dacă nu joc. Și da, by the way, am luat rank 4, sunt tester. Bine, ce pe mine, eu have. Da, bine, mă, am zis de fiecare dată. Du-te, și tu de aici. Și tu! Nu vrea, uite. Așa, deci. Rank 4. Felicitări, mersi frate. O să fiu tester de acum și m-au zis să nu dau niciun test până nu-mi dă test logo ca să fie sigur că nu sunt retardat. De ce mi s-a blocat tot PC-ul? Hei, what? Mie mi se vede Steam-ul. Ce pui mei? Ciudat, mi s-a blocat tot. RIP. Ce căcat, mă? A, gata, s-a fixat. S-a fixat. Ce șmecher. RPG 1, intrăm pe server. A vrut doar să vă arăt că am luat Ram 4 și că revine seria de Samsung, să un pic să dau pe Game Capture. Nu mi-apare aici încă, să un pic să pornim jocul, nu mi-apare Samp, nu știu de ce. Refresh, refresh, GTA San Andreas, gata. Și o să mă apuc mai ca lumea de Samp decât înainte, pentru că înainte nu prea jucam și am zis, frate, tot am luat acum tester, să fim și noi băieți DJ, zic și eu. Ce să zic, frate, nu o să fiu un tester prea blând, adică o să fiu unii te lasă la test în mafie, la testul practic, cel puțin te lasă și chestii de genul, nu frate, eu o să fiu un tester dur, care nu o să lase, care de ce pui mei nu se vede jocul futuți morții mătii de joc, de ce nu se vede, frate, atâta îți cer, să te vezi, man, să te vezi, refresh, a, GTA 2, a, înțeles, doar așa vrei să te vezi, eu? Nu vrea nici așa, o să rezolv imediat problema asta. Ba, și acum se vede, așa e. Așa e că nu se vede. Gata, mă, respect. Da, deci, rang 4, salal, brigadier, să ce skin 233, asta îmi place. De acum o să vină ca rang 4, ce să zic, o să stau în facțiunea asta pentru că, nu știu, facțiunea mea preferată, facțiunea mea de suflet, prima mea facțiune de pe Buzon, de pe contul ăsta cel puțin, că am mai avut rang 4 de multe ori. Dar prima mea facțiune de pe Buzon, de pe contul ăsta care am avut, care am, momentan am rang 4, dacă nu joc alea 2 ore s-ar putea să dea downgrade la rang 3, dar asta e altă parte. Da, sper să pot, să am timp, pentru că la rang 4 trebuie să și, adică, de ce nu se aude nimic? Așa, la rang 4 dai și instru, adică la war-uri, chat-ul e la ea peste rang 4. Și mai vorbesc și acolo, mai dau instrucțiuni, chestii. Mamă, dar cea mai tare fază e că o să dau teste, vă dați seama cât ce bun tester o să fiu eu, bă. Stai să pic. Așa, o să fiu model, o să fiu tester model, ce să zic. Bă, aș fi pus și o melodie de fundal, frate, dar nu știu. Hai să băgăm, a, dar radio nu pot să bag, mă. Da, un pic să bag un ECS ca să nu vă plictisiți și voi, iau, mana. Sky, hai, asta cum e, a, o știu. Ui, ce cancer, mă. Așa, să aveți și voi melodie de fundal. Cred că se aude. Deci, astăzi trebuie să la ziua cuiva. Nu știu cât timp o să mai am să filmez, dar aș vrea să filmez acum mai multe episoade ca să aveți și voi în timpul săptămânii, că mă totuși las frate, fumul, mă pune-i samp. Și chiar n-am timp, chiar nu pot, n-am timp, frate, chiar n-am timp și școala e de vină, pot să zic direct, frate, că tema la mate, gândiți-vă, ne-o dat 6 exerciții de la A până la F, dar nu exerciții de alea calme, de alea futute, mă. Adică eu am făcut doar 3 exerciții din alea 6 și am făcut doar punctul A. Și mi-a luat două pagini, mă. Două pagini. Gândiți-vă dacă făceam toate exercițiile și toate punctele. Ioi, doamne. Da, și da, n-am timp, n-am timp. Pentru că am și la alte materii, am avut și un proiect, mă rog, mini proiect, temă să zicem așa la istorie. Dar era ca un fel de proiect, adică trebuie să scriu vreo două pagini și un pic, dar de alea mari, nu ce scrieți voi acolo pe A5 în clasa întâia, mă. Ok, nu știu ce am zis chestia asta de ok și FPS, FPS, așa să văd și câte FPS-uri am să mă uimesc cu 127, respect. Moturile stale ale lui Rolex. Sușmecher, ce să zic, se vede, nu vă fain. Bă, e bun, nu face lag, am 113 FPS-uri, 125, 158, ba da, face lag. 264 activeze, nu bă, cât am? Hai, 138, bă, scoate cam 30 de FPS-uri, ce să zic.
Da, e ok, puteți să vi-l dezactivați dacă vreți modurile normale. Căutați Lolex, uite așa. Modurile lui Lolex, așa se numesc pe YouTube. Da, deci ca rank 4 o să dau teste. Da, by the way, puteți să aplicați în facțiunea Atât Sar Bratva pe serverul PG1 și să dați cu Raul test. Ce tare! Deci de când fac videouri în facțiunea asta n-am zis niciodată chestia asta, frate. Ce bulangiu pot să fiu. A, da. Pledge members, cât suntem? 6 din 33. 33, să mai, hai să punem un anunț că recrutăm, că trebuie să avem facțiunea. Bă, acum bine, să nu fii și prost. Adică oricum, nu înțeleg, unii chiar nu înțeleg cum trec testul facțiunii, frate. Ca cu mine, tester, cine trece testul facțiunii, minim scor minus 5 o să facă, bă. Nu mai mult de minus 5 nu o să facă, credeți-mă. Și minus 5 în work cu Rifa, nu cu facțiuni de alea praște. Pentru că am văzut-o băga, frate, Tavi pe cineva, n-am nicio treabă cu Tavi, vă dați seama, zic așa, o băga Tavi pe cineva care a făcut scor de minus 37 la orbă. Bă, minus 37, coiță. Nici dacă vreau nu fac scorul, nici dacă ies din facțiune, din HQ în continuu fac scorul, am așa, au făcut minus 70, minus 37. Ah, e bine. Ce pot să zic, frate? Ce pot să zic? N-am ce să zic. Slash ad facțiunea de Tsar Bratva recrut. Bă, stai, aplicațiile deschise ca să nu fiu prost să pun degeaba. Dăm aici factions. Da, sunt deschise aplicațiile. Ok. Am crezut că mi-a dat crash jocul, că îmi trăgeam sub... Ce căcat așa? Am crezut că mi-a dat crash. Recrutează noi membri level 20 plus. Va pula. Am scris măcar bine, mă? Da, e ok. Level 20 plus mi se pare că e. Bine, și prost, sunt trecut să nu știu. Eu sunt tester, dar nu știu levelul de intrare în facțiune. Wow! Ce tare! Da, ce să zic, frate? Eu am mai făcut nimic interesant săptămâna asta decât... A, ba, am văzut că țin cură de slăbire, mă, cine nu știe că ține Raul cură de slăbire. Am avut 86 de kg, aproape 85,8 sau ceva de genul. Bă, am 78,3 kg în momentul de față. Și nu am stat, să zicem că... Nu știu, am mâncat, dar am mâncat fără pâine. N-am mai mâncat toate căcaturile de le mâncam înainte. Bine, vă dați seama că mai mănânc câte o pizza, câte ceva, că nu pot dracu să nu mănânc nimic. Bun. De exemplu, deci știați că nu o să mă duc la ziua acelui om, nu pot să zic dracu, adică nu pot să zic, dar pula mea, nu, mă duc la ziua cuiva, o să mănânc pizza, vă dați seama, nu înseamnă că dacă ești la cură de slăbire, nu mănânci pizza, nu mănânci, e reclamă, așa-i? Futu-vă în gură, bă, Provident Bank, bă! Așa, nu înseamnă că nu mai mănânci pizza dacă ești la cură de slăbire, sau, dar nu mai mănânci ca disperat, eu înainte... Mergeam la Lidl, nu am două pizze de alea de un kg de băgam în mine. Futus, băi, mama, știam că îmi dă crești la ferm. Știam. Deci știam. Ceva. Știam. Dar nu e bine. Încă nu s-au închis, dar o să închidă melodia, că era în Steam browser. Da, s-au închis. Trip. Deci știam că o să-mi dea crești. Da, ce să-i faci? Da, ați văzut că mai diversificat canalul, am mai pus și alte chestii în afară de Samp și ce mai pus am eu înainte, CS, am pus și Prototype, da, chiar trebuie să mă duc după asta să filmez Prototype, o să filmez câte ora, 3 aproape, dar să se vadă, să fac să se și vedeți, ce pui mie, bă, de ce naiba, așa, gata, după ce o să filmez chestia asta, Black Friday, pe Filelist, așa e, Filelist, username, da. E Black Friday, așa e? Nu e Black Friday, futu-vă în nas. Nu este un... Nu este Black Friday. Crezut că e Black Friday, futu-vă în nas. Ce skin 233, așa. Da, deci... Ați văzut, a diversificat canalul, n-am mai văzut doar Sam Cateristu, bine. Sam pe șmecher, frate, e un joc șmecher, dar nu să-l postez să abuzezi el, știi, adică, na, e șmecher să-l joci așa. Mama, deci eu trebuie să joc 2 ore, adică bine, nu neapărat, dar mă mai joc și un pic așa. Nu de alta, dar mă scoate din facțiune, frate, din nu mă scoate, din rank down, că aici îți dă rank down dacă nu joci. Și de-abia ce-am luat rank 4, mă duc înapoi la 3, mai aștept o lună, fuuu, nu-i bine. Lasă un pic. Așa, mi-am vrut să râgui. O să încerc să și GTA 5.
și multe, multe alte jocuri. Nu știu, în afară de Sam, o să poți să joci, dar nu și alte jocuri. Și Battlefield 1, uite, chiar cum am apucat recent să joc din nou Battlefield 1, adică îl joc destul de des Battlefield-ul. Îl joc cam vreo oră, două pe zi. Uite, poți și Battlefield să postez, cum nu? Deci, practic, poți să postez mai multe jocuri, frate, în afară de astea. În afară de Sam. Dar, vedeți, o să vedeți voi, nu vă mai dau spoilere, că trebuie să așteptați, să fiți... Bine, am încercat să... Adică am încercat, bine, n-am încercat, recunosc. Dar trebuie să încerc să mai filmez și jocuri horror. Că am văzut că Outlast a prins foarte bine, frate. Deci a prins foarte bine Outlast-ul. Dar vă dați seama, un joc Outlast se lansează odată la 4 ani, ești nebun. Odată la 4-5 ani. Depinde dacă se mai lansează un Outlast. Deci, nu prea ai... Mamă, mamă, ce mașină are asta, ești nebun. Mamă. Am în BMW 8, ăsta e fain. Da. Și cum ziceam, puii mei, jocurile horror prind bine, că lumea vrea să te vadă cum te cași pe tine, pur și simplu. Tu știu, o să vă, frate, o să vă, da, am și, mai am și Call of Duty Black Ops 3, care nu știu ce are, dar merge foarte prost jocul, probabil are cu Windows 7 se ceartă. Nu știu, că am mai văzut că la oameni nu le merge bine pe Windows 7 Call of Duty Black Ops 3, nu știu dacă are legătură cu chestia asta, dar, na, poți să filmezi și uite, poți să filmezi Call of Duty Modern Warfare 4 Remastered, sau ceva de genul, adică versiunea care are moduri, adică e modată, se vede mai bine jocul, are, mă rog, are graficile super tari, are graficile refăcute cum ar veni, că de-aia se filmește Remastered. Poți să joc, uite, jocuri de astea. Că astea îmi plac. Call of Duty, Need for Speed, bă, chiar Need for Speed am pus doar un episod și am abandonat seria, frate, ce bulangiu am fost. Da, tu și o să pusesc multe jocuri, frate, o să vedeți, pe viitor, în afară de Samp, dar o să pusesc și Samp, o să încerc zilnic, pentru că acum că am rank 4, trebuie să fiu mai activ, vă dați seama. Deci o să încerc să postez zilnic, zilnic, Samp. Sper să apuc, sper să pot, pentru că, având în vedere că stau vreo 3 ore să-mi fac tema doar la mate. Hai să zic că la celelalte nu ne dăm mult, la română nu ne dăm mult și la alte nu ne dăm mult, dar la mate ne cam dă un pic mult. Mă rog, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Bă, dați și un like și un subscribe. Și, ce să zic, o să mă duc acum să-i futuți. O să mă duc acum să filmez niște prototype, adică trebuie să filmez prototype, că... Cred că azi e ultimul episod care mai l-am programat. Că am programat 3 episoade, deci cred că azi e ultimul care l-am programat. Deci, deja cred că s-a și postat, că s-a postat de dimineața la ora 7. Sau la 8, nu mai, nu știu când l-am programat. Mă rog, fraților, sper că va luni, ne vedem data viitoare. Salut!